Din păcate, medicina modernă oferă foarte puține opțiuni de tratament odată ce orbirea se instalează. Cu toate acestea, cercetătorii au făcut o descoperire în domeniul celulelor STEM care ar putea duce, în sfârșit, la un tratament pentru tulburările oculare degenerative. Oamenii de știință au reușit să demonstreze cu succes că celulele retiniene cultivate din celule STEM sunt capabile să ajungă și să se conecteze cu celulele vecine. Această legătură celulară sugerează că celulele sunt pregătite pentru teste clinice pe pacienții care se confruntă cu pierderea vederii, adaugă autorii studiului. În urmă cu peste un deceniu, cercetătorii de la UVM au dezvoltat o modalitate de a crește grupuri organizate de celule care seamănă cu retina, țesutul sensibil la lumină din spatele ochiului. Oamenii de știință au determinat apoi celule pielii umane reprogramate să acționeze ca celule STEM pentru a se dezvolta în straturi de numeroase tipuri de celule retiniene care detectează lumina, transmisând în cele din urmă ceea ce vedem către creier. Am vrut să folosim celulele din aceste organoide ca piese de schimb pentru aceleași tipuri de celule care au fost pierdute în cursul bolilor retinei, a declarat David Kim, profesor de oftalmologie la UV Medicine și director al Institutului de Cercetare Oftalmologică, al cărui laborator a dezvoltat organoidele într-un comunicat al universității. După ce au fost cultivate luni de zile într-o farfurie de laborator sub formă de clustere compacte, a rămas întrebarea, se vor comporta celulele în mod corespunzător după ce le vom despărți? Pentru că acest lucru este esențial pentru a le introduce în ochiul unui pacient. Anul trecut, profesorul Ghem și alți colaboratori de la UV Medicine au publicat mai multe studii care arată că celulele retiniene cultivate într-o farfurie, numite fotoreceptori, răspund la fel ca celulele dintr-o retină sănătoasă la diferite lungimi de undă și intensități luminoase. După ce sunt separate de celulele adiacente în organoidul lor, ele pot ajunge la noi vecini cu ajutorul unor cordoane biologice caracteristice cunoscute sub numele de axoni, relatează alfanews.ro.